Bună ziua, dragii mei concetățeni! Iată, astăzi am reușit să finalizăm bucata de drum care face legătura dintre DJ112 și DN12. O bucată atât de intens circulată. Am reușit să așezăm bitumul, urmând ca de mâine dimineață să se rea traficul pe acest tronson de drum. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Urmează ca în perioada următoare să începem lucrările și la parcarea primăriei, ca apoi să începem cu drumul primăriei și zona industrială, strada Gării, ca mai apoi, în funcție de cum se vor desfășura lucrurile la CNI, la București, la Compania Națională de Investiții, să putem începe lucrarea și în Viișoara. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o încă o dată. Și aveți încredere că facem tot posibilul ca să ducem la realizare tot ceea ce înseamnă proiecte începute și în derulare care se află la ora actuală. Vă mulțumesc frumos!